Și nu mi-am dat seama de la început și asta a fost greșeala mea, că sunt mult mai happy, deci nu vă pot spune liniștea sufletească și mentală pe care o am în momentul ăsta. E foarte greu, însă nu partea asta că e greu m-a descurajat. Hei! Bună! Doamne, deci nu mai în cap de emoții, nu mai pot, simt că tremur din toate încheieturile. Nu-mi vine să cred că în sfârșit a venit ziua în care pot să vă dau vestea și să vă zic că oh my god, eu sunt atât de happy. Nu pot să vă zic în cuvinte cât de fericită sunt și cum într-un final toată viața mea parcă se duce în direcția în care o văd eu și în care mi-aș fi dorit întotdeauna să se ducă și nu știu, lucrurile se aranjează de la sine cumva, viața îți aruncă și niște situații mai dificile ca să te pună la încercare și să vadă cum reacționezi tu, că până la urmă așa te formezi și așa evoluezi când ești forțat să ieși din zona ta de confort și să vezi, măi, a făcut alegerile potrivite, dacă nu, hai să, nu știu, să le refac, să văd încotro o iau, că na, se mai întâmplă, asta e, dar finally! Acum când trebuie efectiv să stau jos și să vă zic, parcă nu am cuvintele la mine, parcă nu știu ce se întâmplă, mă simt secată și de energie și de toate. Cred că m-am consumat foarte mult în zilele trecute, pentru că încercam să-mi dau seama cum o să percepeți voi schimbarea asta, cum o să mă vedeți voi de acum înainte. Și într-un fel m-am consolat singură, pentru că din ce am văzut eu, din experiența mea cu voi, mereu ați fost drăguți, mereu m-ați susținut, mereu ați fost acolo pe Instagram trimițându-mi mesaje, spunându-mi că sunteți alături de mine când am avut situații mai grele și când v-am împărtășit că trec prin momente mai triste pentru mine sau mai, nu știu, mai dificile. Și gândul ăsta mă consolează și sper că o să, nu știu, sper că o să fiți la fel de bucuroși pentru mine cum sunt eu. Eu am emoții doar din motivul ăsta, cum o să vedeți voi schimbarea asta. Nu vă mai țin în suspans, nu vă mai țin în suspans, gata suspansul. Am primit decizia pe mail acum, cred că marțea trecută, însă am așteptat să vină hotărârea la RUNOS spitalului meu plătitor ca să fie tot oficial și da, e oficial, am și hârtia, am hotărârea, am totul, deci, dragilor, eu mi-am schimbat specializarea. Nu mai sunt rezidentă pe neurochirurgie și mi-am schimbat-o în dermatovenerologie. Ok, vă dau un minut să vă obișnuiți cu vestea. Doamne, ce diferență enormă, nu? Să treci de la chirurgie la medicină internă, cu toate că dermato are și parte de intervenții, intervenții mai mici, dar tot intervenții sunt și alea. Dar am să vă zic și de ce dermato, dermatovenero, pentru că pe mine, într-un fel, mă atrage mai mult partea de venero. Ați văzut că pe Instagram am făcut recent o serie de educație sexuală, unde voi îmi puneați întrebări legate de, nu știu, de igiena intimă, de relațiile de cuplu, de sex, de menstruație, de toate lucrurile astea, de infecții, de contracepție și, nu știu, mi-a făcut așa de multă plăcere să fiu acolo și să vă ajut în lucrurile astea practice de care ne lovim zi de zi ca adulți, că inevitabil te lovești de ele, ești om, ai un corp, trebuie să ai grijă de el, interacționezi cu alți oameni, trebuie să știi cum să te protejezi și toate astea. Mi-am depus dosarul de schimbare a specialității, cred că în decembrie, undeva la finalul lunii decembrie și am primit pe mail hotărârea mai întâi, pentru că eu tot insistam, trecusele deja 30 de zile și nu mai avea răbdare și trimiteam mesaje la minister, la CRUSP și am primit într-un final mesaj că mi-a fost aprobată cererea de schimbare, însă până a venit hotărârea la RUNOS spitalului meu plătitor a mai durat ceva și de asta s-a amânat puțin, însă totul a mers conform planului, totul a fost bine, mă bucur că mi-au acceptat schimbarea de specialitate și nu știu, cred că am noroc, am tras tare la rezidențiat și am luat o notă suficient de mare care să-mi permită să schimb specialitatea, adică să mi-o schimb cu orice aș dori eu. Nu știu dacă voi știți, însă anul trecut, dacă voiai să-ți schimbi specialitatea, până în august puteai să o schimbi doar cu specialități deficitare, adică specialități pe care nu s-au ocupat locul de rezidenți, care au în continuare locuri libere și da, se aude de afară, cred că taie iarba cineva. Dar puteai să schimbi până în august cu specialitățile deficitare. De când a intervenit COVID-ul și pandemia, ministerul a introdus o lege nouă și anume că poți să schimbi pe orice specialitate vrei tu, cât timp ai notă mai mare față de ultimul punctaj cu care s-a luat acea specialitate. Bine, trebuie să ai și motive. E un dosar acolo cu tot felul de acte care trebuie făcut și trimis la minister și, nu știu, cred că în 30 de zile îți trimis și ei răspunsul. Așa am văzut că e la toată lumea.
așa a fost și la mine și slavă Domnului că sunt mult mai happy, deci nu vă pot spune liniștea sufletească și mentală pe care o am în momentul ăsta, relaxarea pe care o simt în momentul ăsta și relaxarea pe care am simțit-o când am deschis mail-ul ăla și am văzut că a fost aprobată cererea mea. Doamne, ești... Oh my God! Cred că vă întrebați de ce am luat hotărârea asta și așa ca un mic backstory, eu mi-am dorit neurochirurgie foarte mult și am tras tare, mi-am ales neurochirurgie, am vrut să vin în București, rămân în continuare în București pentru că aici am vrut să fiu, însă cred că m-am îndrăgostit cumva de ideea de neurochirurgie și nu de neurochirurgie în sine. Operațiile sunt foarte satisfăcătoare, relația cu pacientul e foarte satisfăcătoare ca medic, pentru că vezi pacientul cum îți vine cu o patologie și peste câteva zile pleacă fără dureri, fără absolut nimic, ca nou în anumite cazuri și din punctul ăsta de vedere am fost foarte mulțumită. Pe de altă parte, nu am fost conștientă ce stil de viață impune specialitatea asta. Până la urmă, e o specialitate chirurgicală, e o specialitate în care trebuie să ai maximă responsabilitate, e totuși foarte dificilă, ai foarte mult de învățat, foarte mult de studiat, e multă adrenalină pentru că sunt și niște operații dificile. E foarte greu, însă nu partea asta că e greu m-a descurajat, pentru că și la facultate e greu, peste tot e greu, orice vrea să faci în viață, în principiu e greu dacă e bun, că nu îți vine nimic super simplu. Ce m-a descurajat a fost, nu știu, stilul de viață pe care am început să-l întrevăd așa foarte, foarte rapid la colegii mei, la medicii mai mari și mi-am dat seama că e o viață foarte haotică, în sensul că ai foarte multe gărzi, foarte multe gărzi, se stă peste program de cele mai multe ori. Eu apreciez toți medicii care fac asta și își pun întreaga pasiune în a salva oamenii și a face meseria asta. E foarte grea neurochirurgia și cred că toate chirurgiile în general sunt grele pentru că te țin legat de sala de operație și de anestezie, cât și de pacient. Nu lucrezi singur, asta e ideea. Tu, ca medic chirurg, nu lucrezi singur, lucrezi cu o întreagă echipă, lucrezi și cu anestezie și cu asistente, ești în bloc operator, depinzi de o grămadă de oameni, depinzi de programul celorlalți, că nu operezi numai tu acolo, sunt alți medici care operează pe lângă tine și din punctul ăsta de vedere ești legat de spital și de sala de operație. Iar pentru mine lucrul ăsta a fost descurajator și cred că din primele luni mi-am dat seama că, nu știu, nu am să fac față, pentru că e bine să știi cine ești tu și ce te face pe tine fericit și mi-a fost foarte greu să-mi admit mie, eu să-mi admit mie că am făcut o greșeală, că cumva mi-am supraestimat puterile și energia și am crezut că am să pot să fac față la un program atât de plin, la un program care nu mai permite mie să nu știu, să mă duc să fac sport sau să mă duc să-mi fac cumpărăturile sau să vin acasă să-mi spăl hainele că nu mai am prosoape. Și mă gândeam că o să fie ok, că asta e ceea ce îmi doresc, că eu sunt energetică în general și că vreau să fac și vreau mereu să am ocupație, însă m-am supraestimat, nu știu. Și mi-am dat seama că eu prefer un stil de viață mai relaxat, un stil de viață care, sau o carieră, mai bine zis, care să-mi permită un stil de viață mai liniștit, să-mi permită să am grijă și de mine în același timp, pentru că tu ca medic trebuie să ai grijă de tine și de sănătatea ta, ca tu să funcționezi la capacitatea ta maximă când interacționezi cu pacientul și dacă tu nu ești odihnit și tu nu te simți bine, nu ai să ai nici aceeași răbdare cu pacientul tău și de multe ori poate, nu știu, nu vezi anumite detalii sau nu te gândești fiind prea obosit, lucruri de genul ăsta și nu știu, mi-a luat foarte mult timp să devin conștientă, că de fapt eram conștientă, dar cumva ascundeam gândul ăla în capul meu, că mă gândeam că nu există nimic care să fie prea greu pentru mine, what? Nu știu ce a fost cu mine, mă gândeam că sunt în stare de orice, dar aparent nu întotdeauna ceea ce vrei tu e și ceea ce ți se potrivește. Și am început să zic lucrurile astea la fiecare webinar pe care l-am avut până acum, cred că am avut 4 sau 5 webinarii cu elevi de liceu sau studenți la diferite facultăți și mereu repet lucrul ăsta. Atunci când vine momentul să vă alegeți o carieră, asta apropo de greșelile mele, întotdeauna să vă gândiți cum vreți să arate viața voastră peste 10 ani, efectiv, să stați să vă gândiți
cum vreau să arate o zi din viața mea peste 10 ani, da? Când am eu 30 de ani, nu știu, vreau să mă trezesc dimineața la 9, că îmi place să dorm mai mult dimineața, vreau să-mi beau cafeaua liniștit, vreau să mă duc apoi la job, să lucrez până la 2, după aia vreau pauză de masă, după aia vreau să mă duc, nu știu, la alt spital privat să mai fac câteva consultații și la 5 seara vreau să ajung acasă să stau cu copiii mei și poate în weekend să-i duc într-o vacanță sau dacă vreau să-mi iau un concediu, să-mi pot permite luxul ăsta. Deci trebuie să-ți dai seama ce vrei tu de la viața ta și în funcție de stilul ăsta de viață care o să te facă pe tine fericit, fericită, să-ți alegi și o carieră. Eu nu știam lucrurile astea. Eu am ales cu inima, cu sufletul, n-am ales rațional când a fost momentul să-mi aleg specializarea la rezidențiat. Am ales fix, am mers pe feeling, nu am stat să mă gândesc la, nu știu, perspective de viitor, la ce-mi permite să fac mai departe, la cât de greu îmi va fi să-mi găsesc un post pe viitor sau cât program liber voi avea. Eu mă gândeam că, măi, întotdeauna, nu știu, am să am energia asta, că eu mă cunosc pe mine și sunt în stare, am energie, vreau, nu vreau să mă plictisesc niciodată și cred că asta mi se potrivește, dar nu m-am gândit rațional dacă... Nu știu, eu vreau să termin totuși programul mai devreme, vreau să mă duc și să fac și sport, vreau să mă duc să-mi fac cumpărăturile, dar îmi place să postez și pe social media pentru că deja simt că ne-am construit o comunitate și îmi doresc să dau puțin mai departe, mai ales că acum am ajuns într-un punct în viața mea în care cred că am anumite informații pe care pot să le dau mai departe, informații științifice și sfaturi bune pentru generațiile care vin și ne ajung, astea mici care o să facă și o să schimbe România și vreau să fiu acolo, adică vreau dincolo de a fi medic, vreau să fiu mamă, vreau să fiu femeie, vreau să fiu iubită, vreau să fiu atât de multe lucruri și vreau să fiu acolo și pentru voi. Și toate lucrurile astea necesită timp. Și nu mi-am dat seama de la început și asta a fost greșeala mea. Doamne. Acum nu vreau să aveți impresia că o carieră în chirurgie nu vă permite să aveți timp. Eu sunt de părere că timpul întotdeauna e cum ți-l faci tu. Adică poți să faci chirurgie și în același timp poți să ai și o familie, poți să te descurci din toate punctele de vedere, însă pentru mine a fost mult prea solicitant. Toate, nu știu, zilele în care terminam foarte târziu, zilele în care veneam acasă drenată de toată energia, plus că începeam să mă trezesc dimineața cu gândul că iar nu voi avea timp să mă duc să-mi fac cumpărăturile sau să mănânc sau să fac niște lucruri care mie mi-aduc fericire, pentru că suntem oameni și e normal să vrei și entertainment. Pentru asta e o întreagă industrie de entertainment, pentru că trebuie să fii fericit și e ok să-ți găsești fericirea în tot felul de obiceiuri și, nu știu, că îți place să faci sport, să te uiți la televizor sau la un film sau să te relaxezi. E foarte important. Cred că, nu știu, după vară am început să mă gândesc serios să-mi schimb specialitatea. Pe atunci nu știam încă de legea asta nouă că poți să-ți o schimbi pe orice și mă gândeam că din deficitare ce mi-ar plăcea mie era doar psihiatria și am început să mă gândesc serios la psihiatrie. Și am vorbit și cu o colegă care e rezidentă pe psihiatrie la noi în București și ea m-a încurajat tot așa, mi-a zis că Ani, te văd, că îți place să vorbești și îți place să dai sfaturi și ești foarte empatică și m-a încurajat foarte mult și după aia am aflat că se poate pe orice specialitate și cumva gândul ăsta m-a mai încurajat pentru că n-aș fi vrut să aleg o specialitate doar pentru că, nu știu, doar din alea aveam voie să aleg și eram cumva restricționată și totodată gândul să dau din nou examen de rezidențiat ca să-mi aleg ce specialitate vreau eu. Doamne, deci nu vreau să mai dau rezidențiat încă o dată, mi se pare un proces foarte frustrant, foarte stresant. Chiar mă uitam pe lista de specialități din București și în principiu puteam să-mi iau ce doresc eu. Și le-am luat așa pe toate la rând și cu mintea asta nouă a mea, cu rațiunea în cap, am început să mă gândesc, măi, care îmi permite ca pe viitor eu să pot lucra pentru mine. Că și asta e un lucru foarte important. Pentru mine, subiectiv, pentru că aici vorbim numai de experiența mea, am început să iau la puricat toate specialitățile și să mă uit. Măi, care îmi permite să deschid, nu știu, cabinetul meu? Care îmi permite să am un program mai flexibil? Care mi-aduce satisfacție ca medic? Pentru că și tu ca medic trebuie să ai o satisfacție când ajuți pacienții tăi, care se mulează și pe pasiunile mele, în sensul că eu sunt pasionată de tot ceea ce ține de healthy lifestyle, de un stil de viață sănătos, de igienă, de... ați văzut inclusiv campaniile astea cu educație sexuală, vorbitul despre menstruație, despre relații, despre sănătate mentală, toate lucrurile astea mă pasionează
Și am făcut așa o listă și am tras acolo la sfârșit o linie și mi-am dat seama că dermato, venerologia, se potrivește cel mai bine. Am cochetat puțin și cu gândul la ginecologie. Știu că mulți dintre voi mi-ați spus că de ce nu m-am făcut medic ginecolog încă din prima, dacă tot sunt așa de pasionată de igiena feminină, de sănătatea feminină, de contracepție și discuțiile de genul ăsta. Însă ginecologia, care e mână în mână cu obstetrică, trebuie să le faci pe amândouă, e tot o specialitate chirurgicală și știu că pe viitor poți să lucrezi în privat și poți să faci să stai să faci doar consultații sau, în fine, numai fertilizări sau poți să faci, numai ecografii la mămici însărcinate sau, în fine, poți să lucrezi în privat și poți să-ți deschizi cabinetul tău. Însă, cumva eram mai mult pasionată de partea de dermato pentru că ține și de partea de skincare și de îngrijire a pielii și a mucoaselor și, totodată, avea și partea de venerologie, care cumva se îmbină cu pasiunile mele. Ginecologia, ceva m-a reținut și dacă ceva m-a reținut, e clar că nu. Așa că dermatovenero it is. Acum o să-mi spuneți că tot internetul e plin de medici dermatologi și că v-ați săturat de skincare și creme și produse și lucruri de genul ăsta. Eu nu mi-am propus să fac lucrul ăsta. Eu oricum testam la mine, pe rețelele mele, produse de îngrijire a tenului pentru că eu sunt și eu femeie, sunt și eu fată, sunt și eu pasionată de produse, adică mie îmi place să încerc tot felul de chestii pe tenul meu, mai ales că am un ten mixt, reactiv, cu tendința acne, că un ten care le are pe toate, oh my god, deci e foarte dificil să-mi găsesc ceva, însă nu mi-am propus să transform conturile mele în conturi de testare de produse și creme și de recomandat creme. Probabil lucrurile astea o să vină natural și când va fi momentul voi face recomandări dacă e necesar, însă vreau să merg în continuare pe partea de educație și vreau să vă ofer informații și am atâtea planuri anul acesta. Chiar vreau să las un plus de valoare sau să adaug un plus de valoare, să vă îmbunătățesc cumva cunoștințele, pentru că, măi, educația e cea mai de preț. Dacă nu ai informații și dacă nu-ți dă cineva informații, foarte greu să te descurci și chiar vreau să vă ajut. Și eu, slavă Domnului, am crescut cu o sete din asta de cunoștințe și mereu m-am informat, mereu am căutat să aflu informații, însă acum ce am observat e că chiar dacă trăim în era asta digitalizată în care avem toate informațiile la un click distanță, e bine, 80% din informațiile alea nu sunt corecte, nu sunt științific corecte, nu sunt complete sau câteodată sunt chiar pot dăuna și de ce nu să aducem noi, generația asta de tineri medici, niște informații corecte. Sau vreau să merg în continuare pe partea de educație, vreau să aduc un plus de valoare, vreau să merg în continuare pe educație sexuală, pe igienă intimă, pe sănătate feminină și masculină, why not? Însă acolo am să am nevoie de ajutor și de la alți specialiști. Eu zic că o să facem lucruri frumoase împreună și sunt foarte fericită cu decizia mea. Sunt mult mai relaxată, adică vin acasă, dorm nopțile liniștită, mă trezesc fericită, mă trezesc cu gândul că fac ce-mi place și că cumva totul se așează în mod natural. Și sper să mă susțineți, sper să nu mă judecați, sper să vedeți că e ok să faci niște alegeri greșite. Mie lucrul ăsta mi-a fost cel mai dificil, să-mi admit că am făcut o alegere greșită, pentru că eu am făcut-o, eu am ales-o, n-am ascultat pe nimeni, m-am aruncat cu capul înainte și am zis că eu pot, eu vreau și nu e neapărat un lucru rău, pentru că din asta am învățat foarte multe, m-am cunoscut pe mine mult mai bine și, per total, iată, am ajuns aici, e ok. E ok. Sper să vedeți lucrul ăsta și, da, nu știu ce părere aveți. Probabil o să-mi spuneți în comentarii pe Instagram, dar eu zic că o să facem lucruri absolut minunate împreună și vă mulțumesc pentru susținerea voastră dintotdeauna și că ați fost alături de mine și da, chiar sunt curioasă ce părere aveți. Let me know. Vă pup și vă doresc o viață absolut așa cum vă doriți și voi.